Vă salut, dragi prieteni, sunt Doru Pop din Seattle și am rămas la ultimul video uh, precizând că eu sunt continuaționist, uh, adică cred în continuarea darurilor spirituale uh, și acum aș vrea ca să explic de ce sunt uh, continuaționist. Pentru acest subiect, o să iau niște texte uh, pe care le voi aminti și voi face un scurt comentariu asupra lor. Uh, și care este aplicația mea asupra acestor texte, cum le aplic eu? Acum, când vorbesc despre aplicația mea, eu nu vreau să spun că eu interpretez într-un mod original scriptura. Așa ceva nu mai există la 2000 de ani de la încheierea canonului biblic. Unii înțeleg că interpretarea personală sau proprie, private interpretation, ar însemna că Biblia poate să însemne un lucru pentru cineva și un cu totul alt lucru pentru altcineva. De multe ori auzi, încheiindu se câte o discuție teologică, și asta este interpretarea ta. Și eu am altă interpretare asupra acestui pasaj sau acestei idei. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de diversi oameni pe parcursul a sute de ani, toți au vorbit, cârmuiți, cum spune traducerea Cornilescu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Originea mesajului a fost Dumnezeu și nu mintea omului. De aceea se aplică același principiu hermeneutic la tot ce s-a scris și nu există decât o singură interpretare corectă a unui text. Dar aplicații există mai multe. Să dau un exemplu ca să vedeți despre ce este vorba. Textul cu spălarea picioarelor din Ioan 13. Unii aplică acel text practicând spălarea picioarelor după fiecare slujbă la care au participat la cina Domnului. Alții nu fac spălarea picioarelor pentru că privesc la text și văd în el că Isus a dat un exemplu de umilință și ei aplică acel exemplu pentru care nu este necesar semnul exterior al spălării picioarelor, deși pot exista tot felul de alte semne exterioare pentru umilință, căci umilința nu rămâne invizibilă. Hai să mai luăm un alt exemplu. Cartea Faptele Apostolilor, care este o carte istorică, este o narațiune, o povestire. Adică, în ea, ni se spune cum s-a dus Isus la cer, cum a împlinit ceea ce a promis ucenicilor, adică nu îi va lăsa orfan și se va întoarce la ei în prezența Duhului Sfânt sau prin Duhul Sfânt. Cum a pornit Evanghelia din Ierusalim spre marginile pământului prin gruparea ucenicilor sub puterea Duhului Sfânt? Când această narațiune și va împlini scopul, ea se va încheia și a împlinit scopul. Pavel a ajuns la Roma. Roma era capitala Imperiului Roman, din cea mai singurul imperiu din vremea aceea, care a subjugat toate alte imperii și care a cucerit mare parte din lumea existentă până atunci. Și în felul acesta, Evanghelia a ajuns de la Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Atât ce Evanghelia a ajuns în Roma, a ajuns până la marginile pământului. Acolo s-a încheiat cartea Faptele Apostolilor. Dar când interpretăm scrierea și vrem să extragem învățături din ea, atunci trebuie să o interpretăm. Și când facem acest lucru, trebuie să ne uităm la câțiva factori extrem de importanți, anume, ca carte a Bibliei, cui a fost scrisă această povestire în cazul acesta, faptele apostolilor? Cine a scris-o? De ce a scris-o? Adică ce intenție a avut? Până la doilea rând, care este contextul general al scrierii? Eu l-am anunțat subțin deja mai sus. În al treilea rând, ce fel de scriere este aceasta? Permite o interpretare literală sau figurativă? Dacă este ceva figurativ, ce înseamnă acest lucru? De exemplu, în fapte 2 de la 2 la 3 avem venirea din cer a unui sunet puternic ca un vânt și s-au văzut împărțindu-se peste ucenici niște limbi ca de foc. Este clar că aceste semne sunt într-un limbaj figurativ. Când în text vezi ca și sau asemenea, atunci autorul încearcă să povestească ceva și să facă acel lucru pe înțelesul nostru, folosind expresii și lucruri care pot fi comune și cunoscute de cititorii săi. Am văzut o mare ca de sticlă. Da? Tot aici, fi sigur, ce fel de scriere citești? Este poezie, cum sunt psalmii? Înțelepciune, cum sunt proverbele? Sunt scrieri istorice, unele cărți din Vechiul Testament, Evanghelile și faptele din Noul Testament? Este Evanghelie, pentru că povestirea Evangheliilor, cele trei sinoptice plus Ioan, acestea conțin Evanghelie înăuntru, vestea bună despre Hristos. Dar în Evanghelie citești pilde. Deci când analizezi, interpretezi, interpretezi o pildă sau citești o epistolă, o scrisoare a cuiva către altcineva, ce fel de scrisoare este aceea? Sau este o scriere profetică? Și dacă este o scriere profetică, este ea și apocaliptică? Pentru că scrierile apocaliptice au un limbaj specific și vorbesc în termeni apocaliptici. Așadar, unele scrieri, cum sunt cele istorice, sunt descriptive, dar nu și normative. Nu tot ce se descrie are semnificație aplicativă pentru noi, care citim. De aceea am căutat eu, pe parcursul unor postări anterioare, să spun că, deși în cazurile de botez cu sunt din fapte apare vorbirea în limbi, eu nu pot extrage învățătura că și în cazul nostru ea trebuie să apară. În fapte, vorbirea limbii limbi a fost fie în limbi cunoscute, fie a fost însoțită de prorocie sau de cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, în cele trei exemple descrise, în altă ordine de idei, tot ce s-a vorbit în limbi a fost înțeles. Așa că dacă vreau să aplic adevărul istoric la noi și să spun că există un semn al botezului cu Duhul Sfânt care este vorbirea în limbi, atunci de ce nu ader și la faptul istoric că aceste vorbiri au fost înțelese? Nu pot fi atât de selectiv încât să aplic un lucru și să trec cu vederea celelalte lucruri cum ar fi punerea mâinilor de către apostoli peste cei din uh, Efes și peste cei din Samaria, mai ales că astăzi nu mai sunt apostoli, sau venirea unor limbi de foc și a unui vânt puternic. De ce nu cerem sau căutăm toate fenomenele respective și căutăm numai unul în mod selectiv, pe care îl alegem și ne, ne face plăcere, iar restul nu, nu, le, nu ne ocupăm de ele. În al patrulea rând, trebuie să fii atent la dacă scrierea este nouă sau în Vechiul Testament. De exemplu, dacă au fost în promisiuni care au fost făcute de către Dumnezeu în Vechiul Testament și au fost făcute lui Israel, și apoi avem descrieri care sunt privitoare la Israel. Acestea nu sunt transferabile bisericii. Cunosc predicatori care fac teologie din omorârea lui Golia de către David sau din întâmplările de la Erihon. De asemenea, în Vechiul Testament există un context cultural și teologic aplicat lui Israel. Lasă-l pentru Israel. Hai să explic. Cu ocazie, într-o biserică, am observat cum o soră din adunare n-a mai participat la cină vreo 3 sau 4 luni de zile. Am mers să o întreb ce problemă are, ce oprește, ce are ceva păcate, ceva probleme cu soțul, soțul se împărtășea și așa mai departe. Până la urmă, cu rușine, sora mi-a spus că ea este la ciclu de fiecare dată când cade cina Domnului și că așa scrie în legea lui Moise că dacă este necurată, ea nu poate să se împărtășească. A trebuit să explic că acele învățături nu mai sunt valabile. A durat mult și cu frică și cu tremur, până la urmă, ea s-a împărtășit data viitoare. Așadar să luăm uh, câteva texte la care am făcut referință la început Am spus că sunt câteva texte care uh, pe mine mă fac să înțeleg că există o continuare a darurilor spirituale Primul text este din fapte 2 de la 17 la 18 Acolo Petrus amintește proroșia lui el și spune că zile de pe urmă Zice Dumnezeu voi turna Duhul meu peste orice faptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da? Chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Am, prorocia amintită de Petru ziua 50 vorbește despre turnarea Duhului Sfânt peste orice făptură. Prorocia aceasta nu avea cum să se sfârșească în perioada apostolică, deoarece zilele din urmă abia atunci începeau și noi încă ne aflăm în acele zile din urmă. Zilele din urmă se vor sfârși la a doua venire a Domnului Isus Hristos. Împlinirea acestei prorocii atunci, în zile din urmă, și faptul că noi suntem încă în zile din urmă, permite posibilitatea ca cei peste care se va turna Duhul Sfânt să prorocească, să aibă visuri și să aibă vedenii până la a doua venire a lui Hristos. N-ai cum să ocolești acest considerent. Al doilea text este în 1 Corinteni 12. Unele texte nu le citesc, că sunt mai lungi. Acolo, în acest text, descoperim că Duhul dă daruri, Iisus oferă slujbe, Dumnezeu are lucrări. Toate aceste acțiuni ale Lui Dumnezeu sunt în lume, în și prin Biserica lui Hristos, care este trupul Domnului Hristos. Darurile sunt diferite și sunt oferite fiecăruia, spune acolo, de către Duhul, după cum voiește Duhul, versetul 11. Darurile sunt oferite fiecăruia spre folosul altora versetul 7 fiecăruia nu înseamnă doar apostolilor și prorocilor care au pus temele a clădirii care se construiește astăzi adică bisericii fiecăruia nu poate însemna numai fiecărui creștin contemporan cu apostolii trupul lui Hristos este încă pe pământ și are multe mădulare acestea continuă să aibă nevoie de prorocie de exemplu care este spre zidire, sfătuire și mângâiere 1 corinteni 14 cu 3 da, uneori e posibil ca prin prorocie tainele inimii unui necredincios să fie descoperite pentru pocăința acestuia 1 Corinteni 14 cu 25. Acum, noi explicăm corect cu toții că da, Duhul dă aceste daruri. Dar când aplicăm textul, îl aplicăm numai la cei din primul secol și pe noi ne excludem de la aplicația acestui text. De asemenea, trebuie să practicăm multă convingere de sine ca să dovedim că darurile spirituale au folosit numai ca să autentifice pe apostoli în primul secol. Vestirea Evangheliei a fost adesea sprijinită și urmată de semne și minuni. Și nu există niciun motiv să credem că dacă s-a terminat de scris Biblia, singura minune necesară astăzi este Biblia și doar atât. Ca apoi ajungem să ne batem care pe care cu musulmanii, care la reproșul că Mahomed n-a făcut nicio minune niciodată, vin și susțin că n-a avut nevoie să facă minuni, deoarece Coranul a fost singura minune și cea mai mare minune a lui Mahomed. Acum când Pavel încheie ceea ce noi avem numerotat ca fiind capitolul 2 din 1 Corinteni, capitolul 12 de fapt din 1 Corinteni, el spune că nu toți prorocesc, nu toți vorbesc în alte limbi și nu toți fac minuni, și așa mai departe. Aici trebuie să spunem că, deși am fost martur la unele minuni, acestea n-au fost multe. Și n-am întâlnit nicio înviere din morți, nicio deschidere de ochi a unui orb sau o deschidere de ureche a unui surd și nicio creștere de mădulare acolo unde n-a fost niciodată un mădular. Dar experiența mea este limitată și nu aduc aici experiența mea în discuții, ci aduc niște texte, așa cum am spus. În videoul viitor voi vorbi puțin mai pe larg cum m-a influențat experiența în practică cu privire la continuaționism. Acolo o să intervină uh, disonanța cognitivă despre care am vorbit și cu alte ocazii. Totuși, ca unul care am petrecut întreaga viață în contextul bisericii creștine, pot spune că Dumnezeu a răspuns multor rugăciuni și a vindecat pe unii bolnavi. Da, Dumnezeu face minuni, dar cum zic, nu e exact ca acele aflate în experiența lui Isus, care umbla din loc în loc și vindeca pe toți bolnavii de acolo. Așa ceva nici apostolii n-au făcut în mod constant. În faptele apostolilor ne spune destul de deslușit despre astfel de vindecări. Pentru o perioadă de timp înainte de dispersarea din Ierusalim, umbra lui Petru putea trece peste bolnavi și aceștia se vindecau. Pentru o scurtă perioadă de timp, extrem de mulți bolnavi au fost vindecați în Ierusalim. Apoi au plecat de acolo. Mai avem exemplul lui Pavel când el s-a în Efes, uh, unde se umplu de Duhul Sfânt cei 12 ucenici al lui Ioan, fapte capitolul 19, uh, și apoi basmale atinse de corpul lui Pavel vindecă bolnavii. Uh, practic, aceasta este și astăzi, când se trimit batiste la cineva să se roage pentru batiste, ca apoi să fie duse acasă să se atingă de corpul bolnavilor. Deși cei care se roagă pentru batiste sau le ating nu mai sunt Apostolul Pavel și experiența aceea nu știm dacă s-a mai întâmplat în altă parte vreodată, altă dată cu Apostolul Pavel. În alte localități nu citim despre o amvergură similară a operațiilor Darului Duhul Sfânt în viața apostolilor, cum găsim despre Petru în textul amintit din Fapte 5 și Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 19. Alte vizite misionare apostolice nu conțin povestirea unor minuni și vedem cum și Pavel rămâne cu o problemă nerezolvată, un țepuș. De asemenea, Timotei rămâne cu un stomac bolnav și vindecarea lui Epafrodit nu se amintește decât faptul că a fost prin prezența milei lui Dumnezeu față de el. 3. Nu toți prorocii care au funcționat în perioada faptelor, de exemplu, au prorocit pentru așezarea temeliei. FSM 2 cu 20 zice. fiind zidiți pe temele apostolilor și prorocilor, piața din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Prorocii, apostolii fiind și proroci. Da? De exemplu, fetele lui Filip proroceau, dar n a rămas niciuna din prorociile lor. Agaba a prorocit, dar nici prorociile nu au fost de temelie, ca să zicem așa. Ambele prorocii înregistrate au fost prevestitoare. Una a vestit o foamete și alta a vestit arestarea lui Petru. Prorocile ucenicilor lui Ioan, care au crezut în Isus în fapte 19 și au primit botezul cu Duhul nu au fost înregistrate în încăirea. Ei prorocia dar nu știm, nu ni s-a spus ce a prorocit, deci nu sunt de temelie, de fundament. Nici măcar nu știm nimic despre ele. Nu se poate pretinde că doar apostole au prorocit sau că toate prorocile în acea perioadă au fost fundamentale. Vedem că în Corint au fost mulți cu dar de prorocie. De aceea, în capitolul 14 din 1 Corinteni, Pavel face ordine în Corint, ca să zicem așa. Dar niciuna din acele prorocii nu au fost de temelie. Rolul lor a fost exact cum spunea Pavel în versetul 3 din 1 Corinten 14, care am amintit mai sus, să contribuie la zidire, sfătuire și mângâierea celor din trupul lui Hristos. 4. Nu toți apostolii au contribuit la punerea temeliei, dacă Sfânta Scriptură este considerată o piesă de căpătâi a temeliei. Unii apostoli au plecat ca misionari, după cum aflăm din istoria Bisericii prin India sau Dobrogea de azi și în alte părți ale lumii, dar n-au scris nimic sau n-a am, -am, rămas nimic scris de către ei. Sau dacă n-a rămas nimic scris, de unde știm că ei au contribuit la punerea temeliei pe care zidim noi astăzi? Deoarece este clar că noi cunoaștem temelia, din cele scrise și nu din alte surse, nu-i așa? În altă ordine de idei, apostolele au fost ei înșiși temelia, așa că în acest sens și Toma și Andrei au participat la temelie. 5. Pavel încurajează pe Corinteni să umble după darurile duhovnice și mai ales să prolocească. 1 Corinteni 14,1 Era această încurajare numai pentru cei ce au trăit contemporani cu Pavel? Textul nu ne permite această interpretare, dar aplicativ... Ce staționiștii pot spune că, așa văluit, fraților, asta nu este pentru noi și a fost numai pentru cei din Corint și numai pentru contemporanii cu Pavel. Tot ce staționiști ar trebui să precizeze când s-a sfârșit acest îndemn al lui Pavel și anume probabil prin anul 66 sau așa ceva când Pavel a fost omorât. 6. Pavel scrie bisericilor din Galatia între anii 48 și cel mai târziu 55 sau 56. Galatea este o provincie din Asia Mică, unde se aflau biserici pe care le-a întemeiat și le-a vizitat Pavel, precum cea din Listra, Iconia, Antiochia, Pisidie și altele. Cei mai mulți cercetători propun însă anul 48, ca an de scriere a epistolei către Galateni, sau înainte de conciliul de la Ierusalim, care este descris în fapte 15, este primul conciliu bisericesc în fapte 15. În absența lui Pavel, în bisericile din Galatia se primea darul Duhului Sfânt și exista existau minuni, Galateni 3 cu 5. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face prin faptele legii sau prin auzirea credinței. Cine dădea darul Duhului? Domnul Isus. Când? Când, în urma auzirii cuvântului, exista credință. Isus făcea și minuni printre Galateni. Și Pavel nu era prezent acolo. Erau cei ce făceau minuni acolo apostoli? Nu. Dar îmi veți spune, păi era în epoca apostolică și de aceea existau minuni. Argumentul acesta este destul de slab. 7. Prin anul 51, când Pavel scrie Tesalonicenul prima sa epistolă, el încurajează pe tesaloniceni să nu disprețuiască prorociile. Ale cui prorocii? Ale lui Isaia, Ieremia și Ezechiel? Și acelea de asemenea, dar și celor ce proroceau în biserica din Tesalonic. Așa înțeleg textul acesta. Poate așa este cea mai bună interpretare. 8. Timotei a avut parte de prorocii, le căror scop a fost, cum spune 1 Corinteni 14,3, cu să-l încurajeze în păstrarea credinței, în lupta bună pentru credință, 1 Timotei 1 de la 18 la 19. Desigur, nu ni se spune cine a avut aceste prorocii pentru Timotei și putem presupune că unele au fost prin Pavel, dar putem de asemenea presupune că și prin alți proroci, mai ales că Pavel scrie mai târziu astfel. În 1 Timotei 4,14 Nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Deci nu doar Pavel a fost prezent la hirotonisirea lui Timotei, ci și alți prezbiteri. Oricare din aceia și alții din adunare ar fi putut proroci pentru Timotei. Aceste prorocii n-au fost adăugate la temelie. Au fost locale cu scopul de a așeza și a încuraja în lucrare pe Timotei. La fel a fost și prorocia dată lui Anania, care a fost trimis să se roage pentru Saul din Tars. Doar că, din cauza învergurii lucrării lui Pavel și rolului acestuia în istoria bisericii, a rămas scrisă în Biblie. Al nouălea text, FSM 4, de la 11 la 13, el a dat pe unii apostoli, pe alți proroci, pe alți evangeliști, pe alți păstori și pe alți învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vă va ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu la starea de omare la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Apostolii și prorocii de odinioară au scris ceea ce a devenit baza sau temelia credinței noastre, adică Sfânta Scriptură. Și de aceea noi continuăm să-i avem, nici nu avem nevoie de alți apostoli și alți prorocii de tipul acela astăzi, pentru că ei au și-au împlinit lucrarea și au pus temelia, avem Sfânta Scriptură, la aceasta nu se mai poate adăuga nimic, din ea nu se mai poate scoate nimic. Dar lucrarea de maturizare a bisericii continuă. Încă e clar că n-am ajuns la unirea credinței. Și această lucrare, zice Pavel, se face prin lucrarea fiecarei părți și prin ceea ce dă fiecare încheietură în măsura ei. FSM 4 cu 16. Aici trebuie să ne întoarcem la, de unde am plecat, la 1 în 12. Acolo ni se descriu câteva dintre darurile primite de mădularele trupului lui Hristos pentru a folosi altora. Lucrarea se face după tiparul apostolic, dar lucrarea n-a încetat odată cu moartea apostolilor. Încheie această parte a explicației mele cu privire la poziția mea teologică continuaționistă cu cele spuse de Pavel tot Corintenilor, în 1 Corinteni 1 de la 4 la 8. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru Harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Isus, căci prin el ați fost îmbogățiți în toate privițile cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. Darurile spirituale ale corintelor erau necesare în așteptarea arătării Domnului Isus și din câte știm noi, Domnul Isus încă nu a revenit. Eu cred că o poziție teologică continuaționistă, dar precaută, face mai mult sens decât o poziție cesaționistă, care nu poate fi sprijinită 100% pe interpretarea scripturilor, ci numai pe o aplicare diferită a acestora. Aici încheie această prezentare. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă țină în harul său lângă sine și să fiți sănătoși, să ne vedem cu bine data viitoare, oricând va fi aceea, dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta. Până atunci, la revedere!